continuăm vizita noastră. Suntem acum la Muzeul Saint-Germain Galo-Rumen. Și aici o sală de nu știu ce. Haideți să-l vedem și pe ăsta. Un căluț cu călărețul fără cap și fără picioare. Haideți să vedem ce scrie aici. Scrie că o statuie ecuestră. Da, un cald exact cu ce v-am zis eu. Bănuți. Niște potcoave pentru cai. Dar lumina deranjează profund. Haideți să mergem în altă parte. Niște înscrise cu niște ceva. Mercur. Statueta lui Mercur. Acesta este Mercur. Scrie aici. Uitați și o machetă. Îmi plac machetele. Întotdeauna mi-au plăcut. Niște copilași. Alt copilaș și aici avem cuptorul unde se face, unde se pregătește mâncarea. Se pregătea. Și aici toate, toate necesare. Destulă lume azi pe aici. Nu este decât, nici nu e weekend, este în cursul săptămânii. De aceea nici nu pot să vorbesc mai tare, pentru că, na, vă dați seama că se uită ciudat, pentru că vorbesc decât eu. Cu camera mea. Fibule. Niște statuete drăguțe. Uitați, iar, vă amintiți? Am filmat la alt muzeu pieptene din os. Foarte frumoase. Da. Mergem mai departe. Avem aici niște chestii din metal pentru prepararea mâncării. O strecurătoare, un platou, eu care mă reflect foarte bine în vitrina, cu jeansii mei mov, da? Un, o căldare de avamă, cred. Așa se numesc, nu? La țară, căldare. Numărul 5, de bronz, da, am de bine. Numărul 4, ce este? Serbes, din fier. O statuie fără față, mă sperii de ea, nu vreau să o văd. O statuie urâtă. O statuie și mai urâtă, ci că mai e și funerară. Poate că te-ai ieșit atât de urât. Hai să aruncăm o privire și pe geam. Civilizație dincolo de geam. Haideți să ne întoarcem înapoi.
clonează, da. Haideți să ne întoarcem la treburile noastre aici. Astea sunt numai pietre funerare, după cum vedeți. Scrie acolo. Nu că aș fi știut eu. Și ăsta e tot un monument funerar, fără cap. Nu, capul este interzis să-l pui. Și tot statuete. Hai să vedem, ia să vedem ce mai e. Pe tot statuete v-am tot arătat prin majoritatea muzeelor. Uite, asta e frumoasă. Cuplu. Ea, ah, e lumina. Ea și el. Păcat că tot așa n-au cap, mâinile sunt sparte, brațele. Aha, uitați. Un, cred că e un soldat roman. Hai ca să fiu sigură, să nu vă zic prostii. Dar de unde? Zice că e Minerva. Un calcar. Stai să dau mai... Da, vedeți? Păi, să putea să zic eu ceva bine. A, da, zice, uite, zice, am avut dreptate. Zice că e costum. Stați că nu pot... Greco-roman. Da? Vedeți? Ei, am avut și un pic de dreptate. Statuia asta este chiar frumoșică. Aș lua acasă. Ia-mă acasă, ia-mă acasă! Dacă îți place de mine, ia-mă acasă! Ce mai e? O poză? În care e un puturos stă acolo și alții îl cară. Pe ăștia i-aș bate, pe puturoși ăștia. Cine e domnișoara? Venus. Domnișoara este Venus. Asta este un cap de femeie. Aolo, Doamne. Numai cap de femeie nu-i, he? Și aici... Tot un cap. Dacă n-ar reflecta lumina în vitrina, ar fi mult mai frumos, mult mai bine. Cu 500 de ani înainte de Hristos. Așa am citit și eu acolo. Atâta frumuțe. Asta zice că sunt câte scrie acolo cu secolul 4 înainte de Hristos. Destul de vechi, nu? Astea sunt secolul 8. Secolul 6-5 înainte de Hristos. Și o mumie simpatică. Este această mumie. Care este o femeie. Se vede care... Are plămânii desfăltați. Da? Uitați-vă ce frumos este acest turn, turnul orologiului din Oser. Voi uitați-vă la turn. Eu mă duc acolo, sunt niște magneți. I go to, mă duc să văd magneții.